Astăzi are loc ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți astăzi în sală 14 consilieri, iar 5 prin intermediul online. Doamna Balaj Monica, domnul Berea Marinel, domnul Munteanu Ion, doamna Negrea Anca Elena și domnul Tivoi Claudiu. Ședința este statutară și rugăm pe domnul primar să dea citire ordinei de zi. Mulțumesc. Bună ziua, v-am convocat la ședința de îndată astăzi pentru că am avut o urgență să aprobăm acoperirea definitivă a deficitului secțiunilor de dezvoltare la data de 31.12.2022 din excedentul bugetelor anilor precedenți. Pentru că a fost nevoie să aprobăm acest lucru, v-am convocat la această ședință, de pentru care, domnul președinte, doamna președinte, dacă vreți să puneți în discuție pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule primar! Bună ziua, stimați colegi, și un an bun vă doresc tuturor, la mulți ani, cu sănătate și tot ce este mai bine pentru urbea pe care o servim. Supun la vot ordinea de zi pe care a prezentat-o domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu? Mulțumesc. Dau citire proiectului. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunilor de dezvoltare la data de 31 decembrie 2022 din excedentul bugetelor anilor precedenți. Doamna Doșoara Gerber a prezentat la comisie. Dacă mai sunt discuții, dacă aveți întrebări, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da? Mulțumesc! Mulțumim frumos! O să vă ofer câte o carte, dacă vreți, domnul vicepreședinte, o monografie a orașului, la toți consilierii locali care sunteți prezenți. Și... Da, vă rog. Ședința s-a încheiat, domnul Mustafa. Am avut un punct de ordine de zi. Ședința s-a încheiat, dacă n-ați constatat.